Am lucrat la televiziunea română. Prima dată când am lucrat și-o 3 săptămâni. Ce ai făcut tu? Scuză-mă, oprește puțin. Ce ai făcut, mă? Deci eu... Ce ai făcut? Eu am lucrat... Ce? Iulia! Nu te dragi aia, nu tragi apa, că poate ai pe conductă, hai că sunt pe ceu. Hai că asta a fost cea mai bună glumă a anului, să moară moța, dacă nu, nici n-a început bine anul. Prost ăsta, mă. Bă, cum mai pot? Eu ce nu dă stai, mă? Bă, da, prost ești, bă, să mă... S-a bătat prostul ăla. Bă, cât de prost ești, bă. Ce mare de răspuns. Asta e, să mă... E maxim. Bă, da, cât de prost e, bă. E bă, mă, e ursul ăla toată ziua. Și uite la cum, mă. Bă, e maxim asta, mă. Cum să lucrezi un 3 săptămâni bun? Vino, fă și apără, mă, dă-te în slobos. Am auzit din baie că ai lucrat. Și-a, și-a tras apa după ce auzit că ai lucrat. Și-a un plop. La ciorab, la ciorab, la ce ai lucrat. Bă, da, frumos ești, bă, nu ți-e rușine. Bă, în fața telespectatorului. E maxima asta, nu vine să cred. Bă, ce? E pe atmur, mă, să moară, mă. Dacă mi-o jur copilul, să ne încetăm. A lucrat 3 săptămâni bun. Băi, a lucrat. Nu mă plăci tu, că e cu tale. Și că a lucrat o zi, s-a lovit la ceas și a luat concediu medical până la 70 de ani. Cum ăsta care a leșinat în clasa 8 și s-a trezit în a 12-a, mă, de dracu' să-l trezit. Îți dați-mă cât o să nu dormea când vedea încărcat-o ăsta de emisiunea sfârșită? Cum e să o fai isteric? Da, mă, că lucram... Deci așa... Dar asta e un nonsens. Când lucram eu, nu există expresia asta din gura ta. Ce înseamnă nonsens? Când lucrai tu, adică... A lucrat la niște ciorapi. Ce prost de om, bă. Vreau să spun exact ce... Tragi din gură că nu mai pot. Nu pot să mai respir. Te rog eu frumos. Dă-o pe politică că să revin. Te auzi, m-a lucrat. Te dragă de mingea. De handicapat. Bă, dar ți-ai rușine, bă, terbeleule. Bă, fac apă. Băi, cea mai taie glumă asta. Să mură pe tot cincina ăsta. Ce ești ca frate? Ești copil, ești cu domnul tău ăsta. Cred că și aia bătând la Cernica fac așa ca răzisorul, bă. Nu o zic, 3 săptămâni, auzi, 3 săptămâni. Și aia sudat, ai șters de sudoare. S-a bătat prost. Cum să mă îmbăt, mă, asta este ceva de... Cartea recordurilor, băule. Bună prăștia. Bă, când a urcat... Ia de, deschide glongea, mă, te rog eu frumos, că m-au luat cu călduri. Ia zi, Serghe, cum era, mă, când lucrai? Hai că asta deja e maximă rău. Deci, la televiziune. Iar râde! Ce făcea, mă, că n-ai carul de reportaj în spate, ce dracu te ia, mă? Serghei proletarul. Să ceară atunci... Serghei pensie pentru zilele lucrate. Dacă îi le adună și pe aia ia 1500 de lei la ce are acum. John Smith zice, cred că a fost forțat, că de bună voie nu mergea el la muncă. Eu? De mic vreau să... Băi, el a vrut, avea un prieten fizician și vrea să ducă la muncă să mascau și Ceaușescu îi pândea printre boschezi. Nu vă duceți la muncă, duceți-vă la pescăruși. La 3 săptămâni l-a scos la pensie.
grupa aia de muncă. Da. Cum? Grupa 4. Grupa 4 aia nasoală de miner. Care pensie specială pentru 3 săptămâni. Nu mai ai ca degenerat de mici. Hai, hai să închidem, mergem dracu acasă. Bă, da, ești prost, mai prost. Du-te, hai să închidem, du-te, dracu de aici. Am făcut Mia Anet. 993. Hai, încă 7. Încă 7. Asta a fost maximă. Du-te, glonțul, adu-mi o vitamina C, adu ceva, că nu mai pot. A lucrat Sergiu și au făcut o carte de muncă mai mică decât o brichetă. Și m-au luat toți pe mâncăță, că vreau să-mi juc bă, cu asta, dragă. Asta maxim, maxima a fost asta, să-mi bag picioare. Bă, deci nu, la asta nu mă așteptam. Dar ce-a râs prostul ăsta, bă, să moară. Bă, dar la, bă, la boule de 50 de ani te cunosc, la asta nu mă așteptam sub nicio formă. Serghei a fost băgat și nomenclator de meserii, meseria de șprițar. Bă, la, la așa ceva chiar nu mă așteptam. Asemenea ofensă la adresa ta, Serghei. Și-au bătut aia joc de tine să te țină 3 săptămâni. Nu, că munca de 3 săptămâni a lui Serghei valorează 40 de ani la oțelărie. Muncă de albină, 40 de zile la 1 ani. Și că dacă primea domnul Serghei pensie pentru cât a lucrat, acum primea minus 10 lei. Și că banc, era Serghei Mizil și lucra. Bă, dar scăzi, te sproști, bă, vrei să spun bucuri la lucru? Bă, pe dracu de idiot! Bă, ce ca lucra la negru? Pe tine să mor eu dacă nici ăla neurologul ăla Ciurea nu te mai face bine. Pe dracu de... Ciucă îl propune pe Serghei la ministerul curs. Glonț e de vină, glonț de, glonț de pinge de la spate. Cum să mă frez asta pe glucan? Că am muncit 3 săptămâni, dar am făcut multe ore suplimentare. Ce mă rog? Că a lucrat 3 săptămâni și a avut 19 zile de motivare. Nu să-ți plăia asemenea invenție. Ai bătut-o pe doamna general. Bravo, Serghei. Ai bătut-o pe doamna general. Ești tare. Proastă ești, mă. Vreau să tai. Ești prostul că am lucrat. A, a lucrat, a lucrat. Paule, Paule, trezește-l pe da. Serghei că dârge la muncă. Bă, dar... Ia, treci, bă, hai, zi, Ana, de politică, de ceva, dar dracu, că nu mai pot. Rog toate televiziunile să se sesizeze. Breaking news. Cred că și, cred că și miliția să se sesizează. În 60 de ani. Lumea întreabă dacă ai avut și concediu de ani. Dar avut medical fără plată. Și-a luat prenatal și încă se chinuie să mască. Frost, ești bichii din cauza ta, mă, și de asta. Că dacă faceți liniște... Când am dobit o ghei, du-te, da. Dacă faceți liniște, se aude în depărtare cum râde și Cora. Chiar am lucrat, bă, bule. Bule? Și când ai terminat plovărul, mă? Nu, că a făcut doar fular. Asta e maximă, să moară, mă. Bă, Paule, bă, nici Stella Popescu cu Ștefan Bănică nu făceau glume de astea, bă, fratele meu. Bă, Paule, spune ce am lucrat în birou. Ia spune, mă, ce... Unde, mă? A avut și birou. Termină, mă, idiotule, caz din greșeală, greșeală, las-o așa. Zic că ai fost pe carul de reportaje. Lasă-o, dracu, dacă ai avut și birou. Dar să nu spui că ai ținut pixul mână. Bă, să nu spui că ai, că ai ținut pixul mână. Da, da, ținut. Să nu spui că ai ținut pixul mână. Da, dar ținut, nu, când te-ai dus, când ai fugit de la mare, te-ai dus, te-ai spus, nu știu unde. Nu era, atunci nu lucra, atunci nu lucra. Zice că era liber profesionist atunci. Lumea zice că a lucrat la o idee. Cu cine ai fost, mă? Ia zi, cu cine ai fost colegi din rog? Cu Cheche, cu Zaza? Ia zi, mă, cu Cheche, cu Zaza. Cheche Doicescu?
ca măcar, bă, dar ăsta-i prozăm de tot să facă. Pe dracu că vă cunosc, bă, tot dracu să cred că ați lucrat vreodată în viața voastră. Bă, boule! Păi ești prost dus să dea cheche geam în geam cu mine? Păi cu el lucram? Nu era... Pe unde lucram? La televiziune, nu era... Eu de televiziune. Tu te dracu de ei. Am apucat și cu cheche. Așa? Ia mai zi. Ia mai zi, mă. Săptămâna lui Serghei sunt ca anii câinești de o săptămână de casă. Ia mai zi, mă, cu cheche. Cu cine? Ia zi, mă, cu cheche și cu mai cine. Da, era trei săptămâni în balet. Cu cheche, cu Zaza. Lasă-mă să mă concentrez. Păi nu ți-am ce aminte de colegii de birou? A, ca vrea să ne spună cheche, da. Cu bache și cu... Da, pe tot ce aveam lume de pache. Ce? Și cu bache. Cheche, bache, bache. Hai să te vei și dacă e de căcat în seara asta. Sunt inventat. Sunt inventat. Prostești, bă! Pijama-și pe tine! Zine nouă cât e el pe casă. Dacă scădem sâmbăta și duminica din cele trei săptămâni și cele trei săptămâni sunt complete. Bă, dar chiar a bucat, chiar mi-e învăț. Cu prăjitura aia. Acum câtă convingere spune, chiar am lucrat. Nu uita, mă, cu ăla că spun. Nu te zrăcă. Să falimenteze pilonul 1 de pensie. Bă, ce pensii speciale, că ăsta îi dă fără număr la cât a lucrat în viața lui. Așa, și ia zi-mă când duceai tu la birou. Dar zile când făceai tu chestii și după aia te duceai și stăteai la birou ca să... Aia a fost când s-a bătut cu Nicu la mare. Și a fugit dobito cu dracu. S-a dus Nicu la 4 dimineața și cum i-a spus în locul Mătiu? Nu, mamă, mă bag în discuțiile tale triviale. Da, așa a fost. Mamă, las că-ți dă muie. Și a întrebat, e de bine sau de rău? Și am fugit, aveam un birou unde mergeam, stăteam la birou ăla. Cu stilul în mână, nu scriam nimic. Cu penița în sus și plin de sudoare. Și așteptam să mă sune, să mă ia. Dar de ce când aveai tu această gândire? Că dacă pentru că m-am gândit că dacă... Pentru el stiloul era un simbol al inocenței. Ăsta a luat cel bătaie. Fii atent de proaste că le-am povestit ăștia seara. M-am luat cu Nicu, cu Valentin, și era pe o canapea mic, avea tot capul la mare, se uita așa la... Băule, dacă stăteam cu tine, dormeam cu tine în pat acolo, cretinule. Dar tu cine pizda, mă, tiești? Că mă bățeam cu... Băi, dă-ți băi afară așa. Cum făceam cu Valentine, dacă mi-ești frate, ești de la cea mai adicată. Și întreb, dar tu cine ești? Și el prostul să spună, sunt Costel la... Da, mă, își prezent, am pus te dreacu cu Ceaușescu, l-am și pus la bătaie. Nu mai exagera ca bou. Și a venit, vezi că l-a sunat-o pe măsa la 4 dimineața și a zis că e da mune. A venit dimineața, îți a spus, Serghie, fugi că e groasă, că a sunat-o la pe măsa. Și eu am întrebat, și măsa ce a zis, dacă e de bine sau de rău? Și fugeam, aveam un birou. Ascuns? Ascuns, da. Nu-l găseai nici tu. Nu-l găseai nici tu când îl căutai. Și stăteam ca bău, eram întuneric, așa cu un stilou în mână. Și așteptam să sună telefoanele, înțelegi? Stăteam cu telefonul cu stilou în mână. Și la ora 4 după masa, cine m-a sunat? Inspector. Nicu. Unde morți, mă, te-ai, mă? Să mă predau la București, mă fac că scriu. Vino să bem înapoi, dă-te morți, mă, te. Și m-am întors. Și viața mea a fost un coșmar. Și ai fost asuprit. Ai fost asuprit. Țigane, ai fost asuprit de clanul Ceaușescu. Comunismul te-a înrobit. Da, și mă, să spun și am în birou. Deci, sensul e gata, mai convins, mâine mă angajez. Ăsta cine e pragul pensiei și ăsta? Și cu graficianul Lică Sârbu, Nicolae Sârbu. Oh. Am acolo să zic, vă, dracu de proști. De ce stradă? Televiziunea nu-i pe stradă. Du-te, dracu de imbecil. Și că Serghei s-a angajat la fabrica de oale, dar s-a privatizat după 3 săptămâni. Încă plânge după al 13-lea salariu. Dar chiar nu mă credeam, mă, mergeam fiecare dimineață. Hai simt, tati, dracu de imbecil. Că nici nu plecai de acolo. Și că
că dacă și Vivian a lucrat, eu mă pensionez de pe acum. Vivian al? Da. Când a lucrat cu mine la mare? Alt om al muncii. A suprit de comuniști. Duceți-vă, dracu, bă, de aici. Bă, dar râs prost ăsta. Da, bă, dar asta e, este... Bă, dar e, asta e pocală, bă, e unicat pe cincinal. Du-te, dracu, de aici, de idiot. Cum să spui așa ceva? Spune și tu, mergeam pe la televiziune timp de zi, trei săptămâni. La bar, jos. Nu, că lucru e bun. Cu? Cheche? Cu? Mache? Nu aveai cum cu... să bei cu piții. Piții mergea cu noi. A. Și mai du-te dracu și tu. Serghei e singurul angajat care a reușit să-și satisfacă anii de muncă cu un singur abonament lunar de transport în comun. Bă, da. Mergea pe jos. Da, chiar mergeam, mă. Da, uite, cred. Că și eu mergeam. Nu te duceau cu căruțul, mă. Ci că muncea de la 3 la 2, avea program scurt. Hai bă, că da, asta, asta a fost maxim. Am eram cu Bocăreți, eram cu, cu... Unde mă, la Continental? Cu Toma Caragiu. La Atlantic, și poate. La Atlantic, poate. El lucra la televiziune. La Atlantic, nu, poate. Era acolo. Țigane la Atlantic, lucra, poate. La Vornic, Continental. Cu Vornicul, te dracu de aici. Cu Vornicul lucra el. Da, domnule. Unde mă, la Pescăruși, la Atlantic? La fabrica de împacheta fum, zice că... Cu Cristinica? Cristinica, nu știu cine. Didina Țopească? Cu Țopească de-a venit, nu era, i-a venit târziu, bă, eu atunci aveam 20 de ani când am început să lucrez. Băi, bine, bă, așa de frate. Bă, da. Așa de frate, te-ai expus așa, bă, te-ai expus atât de frate. Ți-a distrus taică tu. Bă, ne simținea, Paul, Dumnezeu să-l odinească. Și mama ei zicea, Paule, și... Paule, nu-l lăsa. Mi-au distrus copilăria, să știi. Du-te, dracu, de imbecil. Și mă, te cât m-a enervat un de două zile astăzi, te-ai scos cu asta. Că ai... Eu, fata așa. Cu chibituri. Așa. Și cu... Ia zi, cheche. Tom degețel. Unde s-a ascuns Tom degețelul? În buzunar. Nu, urechea calului, proastă. Serghei lucra de acasă online. Deja prevăzuse pandemia. Stai că nu știe ce online. Serghei a primit spor pentru că el muncea de acasă, telemuncă. Păi sunt chiar proști. O să vă arăt. Tu ne treci de departe. Tu... Cum să spui așa ceva, băi, cretinul? Deja pe stradă legitima o milițienă. Le era teamă că se duce la muncă. Da, să vadă dacă are legitimație. Serghei e ca Michael Jackson, n-a avut copilărie din cauza muncii. Te dracu de imbeci. Bă, bune, chiar am găsit cretin. Ce ai făcut, bă? Dar spune-ne ce ai făcut, sau, pe bune. Ia, spune cum. O zi de muncă la tine. Ia, povestește-ne. Eram angajat la televiziunea română. Așa. Șeful televiziunii era tata lui căcatul ăla, nu mai spune nume, că să facem celebru. Așa. Înțelegi? Și coboram jos la bar acolo, la, era barul televiziunii, unde se bea vodka, alea, alea, afară acolo. Și tu ce munceai? Păi asta e, asta e. Asta era munca mea, eu. Mir se ducea sus și cobora la barul. Dar cum te-au concediat după 3 săptămâni? Că asta e o enigmă. Cam sus la birou. Înseamnă că n-ai performat. Și au dat seama că sunt mult peste munca care o făceam. Toți angajații de la Casa Națională de Pensii Publice au fost sunați în acest moment. Sunt chemați la serviciu chiar acum. Caută și cele 3 săptămâni de lucru ale domnului Serghei pentru a fi adăugate. Cred că le-a pierdut în pădure la Znagov. Era ca un bou. Du-te, dracu de... Cine, doamna Iulia, așa cum mai dă ture în giratoriul aviatorilor, poate iese Sergiu de la televizor. De la televizor. Băi, Sergiu le-ai păstat. Da, bună. Serghei s-a îmbătat, a visat că a muncit 3 săptămâni și brusc l-a trezit Iulia. Dă-l în morți, uite că spun că am muncit tu, că ești prost, bro. Da, mă, răspunde la ăla, spune-i, da, mă, am muncit, răspunde-i. Ei, stai, dacă mă sună televiziunea, acum de munceam. Da. Da. Cred că e Cora să-ți vă părăși. Ești foarte inteligent, să moară mama. Ești mult peste medie, să moară mama, nene.
Da, ești deștept rău de tot. Băga mai și toată pula în tine și în telefonul. Dar bă, ce glume bune aveți, bă, să moară mama. Niște proști. Cine este asta? Unii că să-mi bag, nu știu ce, în pizdă. Și cred că ție că am pizdă. Sau doamna. Și că îl sună casa de pensie. Nu, cred că ție. Dar de unde au telefonul tău? E de unde munceam? Din fișa de fonte. La locul bă, de muncă. Ți-am făcut ala. Cum prostă pe măcuș, bă, tu de locul de muncă. Adevărul e, cred că tot telefonul ăsta l-aveai și când munceai la televiziune. Și eu chiar dorim să aflăm părerea doamnei Cora despre spusele. Nu, cred că Cora să perpelește în pat acum. Ia cred că e... Să ne verifică, nu răspunde, să ne spună. Răspunde, sigur. Sună-mă că la tine răspundea. Și că în 3 săptămâni a ieșit de 4 ore angajatul lunii. Bă, dar ce... Sună-mă pe Cora. Sună-mă, tu mă, proastu, chiar am... Da, persiști în prostie așa. Dă-mă, dă și sună. Sună Ana. Sună, dacă și, bă, dacă și Cora spune că am muncit. Auzi că tu ne puneai puricii de la televizor. El dădea cu DDT, el dădea cu DDT să dispară purici. El ne punea mira de reglaj. Mira de reglaj. Ce proastă asta. El era Serghei. Auzi, Ana, ia stai puțin. Ia chiar o cap televizor, stai puțin. Ce a făcut la televiziune? Băi, Ana, dar toate celebritățile au lucrat în televiziune. Așa se pare, da. Țigane, tu erai ăla care dădeai, erai pe programul 2 și făceai cu degetul. Dați pe programul 1. Când lucram eu, v-ați văzut până. Băi, da, dar el avea 20 de ani, Cora nu-l cunoștea atunci. Și a lucrat la decor, dădea cu pensula pe care să se vadă color la TV. Serghei a lucrat în anii bisecți. Bă, și cum mergeam la servici. Doamne, mi-e rău. Și că ne-a Serghei și acum angajat cu jumătate de normă. Bă, și cum mergeam? Cum mergeam, mă? Băi, hotărât, hotărât mergea. Dar ce frumos era, nu înțelegi? Și unde stăteai? În turn la televiziune. Nu, mă. Era televiziunea așa. Unde stăteai cu domiciliu atunci? Pe Chiselef. Pe Chiselef? Nu aveai foarte mult. Nu mergeam mult, nu? Da. Băi, poate să spună Ticu Alexe? Tu vezi că am făcut 1000? Da. Ce bă, prostule, poate să spună Ticu Alexe? Am făcut 1000. Dar dacă ți-arăt o poză acum, să cazi cu scaunul, Ana, ce zici? Ia. Dă-i telefonul lui madame Lulu să nu-l dai pe jos. Așa. Ia. Să vezi tu față de prost. Dar ce hârca aia? Cine, domnule? Le știu. Cine? Față de prost. A, da, da. Bă, da, Dobii. Andrei Calimescu zice, Serghei muncea la uzinele Dacia, scotea mașinile pe poartă și de acolo nu se mai știe. Cu cine? Piții. Lumea zice că ai fi lucrat mai mult, dar n-avea timp mama ta să-ți facă pachete. Își lua bocceluța dimineața. Da, mă, Nelly a dat ăla de lapte. La televiziune. Bă, dar chiar sunteți proști. Și dacă fără că am lucrat acolo, ce faceți? Mi-o sugeți. Sortezele aia cu de aici, de panorama. Ce Serghei, mergeam la serviciu, așa pățiți și voi. Fii atent, poate să mă... Ticu... Așa. Care ce mai tare... Alexe. O să spună. Poate să spună... Așa. Las. Vornic cu Bocăneț? Ia-ți morți. Păi știu, poia poate să spună. Se spunește că Serghei nici nu a apucat să ajungă la muncă în acele 3 săptămâni din cauza că nu reținea traseul. Bravo, bravo, bravo. Și că Țiriac, Ion Țiriac vrea să-i doneze jumătate din avere pentru merite deosebite la locul de muncă. Bă, dar chiar, bă, se schiacă tine. Programul începea la ora 6 și Serghei era la lucru de la ora 5. Bă, dar stai, bă, cine poți să mai sună acum care a lucrat cu mine? Ai zis ceva, mama? Pe toți sunt cam duși. Păi, aveam o promoție de excepție. Cică Serghei, după 3 săptămâni de muncă, s-a împrietenit cu Iulia și pe drum într-un giratoriu. Da, da.
Aduci tu o colacă, da. Și că poate să spună multă lume cât a lucrat Serghi, păcat că sunt morți. Exact. Aduci mie paharul, te rog. Ce prost. Te întreabă lumea dacă mai ai halatul de la muncă. Și legitimația. Bă, faceți pariu că am lucrat. Cine era președintele când lucra Serghii? Crâmbaciu. Spargi Grecia! Asta spargi și Brinchi. Președintele televiziunea... La Bușe. Sion Bujor. Bine, bă, ăla a fost un om deștept, nu ca afisul. Cică, pixul sigur îl mai are, nici n-a apucat să-i termine pasta. Fii atent că au plecat toți de lângă tine să nu-i îmbunda peste munca. Spargi Grecia! Treci de o țară asta, nu-ți dă cu topul. Spargi Grecia, la voi, ești prost. Bine, bă, spargi asta. Tu te dai, mă, acolo. Ce? Tu treci de o stare la alta. Ion Iliescu e singurul care poate să confirme că a lucrat Serghii. Ce? Ion Iliescu. Da. Ia uite, dacă aduce cartea de muncă, îl premiem. Nu știu, am avut cartea de muncă. Dar zi mația o am acasă. Sigur n-ai avut. Am zi mația. O să o am mai apăcura să o caut. Lasă-mă că doamnă, că i-am scris și eu. Asta e maximă. Ba, așa ceva nu mi s-a întâmplat de multă vreme. Cât de prost e, bă. Asemenea surpriză n-am avut de multă vreme. Se spune că munca e brățară de aur. De asta Nea Serghii are doar brățări de piele la mână. Mâncai singur sau cu colegii de birou? Din bocceluță. Îi dădea doamna Lidia la bocceluță. Îi făcea să-i vișel. El tăia cu băiețe să nu să chiunie băiatul. Că se dă cu capul de greu, Grecie Brinchi, deci a lucrat Serghii mai mult decât el. Cine ăsta? E bună, rău. Cine ăsta? Să nu spui că-i țapul, că mă sinucid. Legenda spune că Ceaușescu s-a trezit când a auzit cât a muncit Serghii. De-aia a făcut și meeting-ul în decembrie 89. Bă, mamă ce... Bă, dar nu-mi iau eu legitimația. Proasta asta de unde? De unde o iau? Și că de unde o iei? Numai hai să suspendăm emisiunea, să o amânăm pentru dată ulterior. De câte ori și-a serbat ziua Serghii la muncă în cele 3 săptămâni. Ia-te, dracu, ziceați că se spune nimeni. Au apucat să-ți facă și legitimație? Nu, că mergea, repede, mergea prea repede la muncă. Și Paule, la... Paule, s-a angajat Serghii, mâine e ultima zi. Ce m-a putut de patru? A fost și la panou de onoare, ne-a putut și poză. Da? La panou fruntașul. Da. În producție. Și acum au pus aia la televiziune. Dracu de dobitoc. Nu, au pus aia la televiziune. Bă, prost. Ei, oricum, taci, dracu, nu mai scoate vreo perlă. Taci, nu mai scoate vreo perlă. Dă-o pe politică, pe lupte, pe altceva. Stă, bă, că te bă. Că de-aia aș fi fugit Ceaușescu cu elicopterul de ciudă, că a muncit Serghii. Îi vine în... Cum? Las-o jos. Și tușește viermele. Uite, zice, în analele televiziunii este scris și numele Serghii Mizin. Bă, lucram în tun. Cu mache, pache, rache și tache. La etajul 5. Televiziunea era într-o parte și era tun. Unde erau biroul. Bă, și la etajul 5 nici nu există că era întrerupt, dobitocule. De la 4 se reau direct la 6. Ești cretin. Și că tatua a făcut timp. La 5 era terasă, pun de lucru. Altul nervos. Ei, sună de la televiziune că am lucrat, ia vezi ce e. Nu, nu mă sunți pe mine, nu. Nu că mă sună, de jură. Pe cine? Nu știu, că nu pe că din partea ta că mă sunți pe mine. Cred că e un coleg de-al tău de muncă. Care vrea să rămână anonim. Și că și acum e în pauza de masă. Ce de mine? Da, nu vine să cred. Bă, nu vine să cred. În 50 de ani e cea mai bună glumă pe care am auzit-o. Să moară măsa dacă te-ai mic.
Deci multe cretinități am auzit de la asta, dar una ca asta e maximă. Ia zi, Sergiule, cum merge? Sergiule, ia zi, cum mergeai dimineața pe bani gratis să intri la coadă la televizor? Faci pariu ca mergeai. Nu răspunde, am zis. Mă răspund. E mă suși pe mine în continuu, te jură. Dar n-are cum să te să fie bine, tu te duceai după munca mea. Proastă-le. Da. Și că după 3 săptămâni de muncă, Serghei declară că nu a apucat să ia loc la birou. Era închis. Te măscărește! Și că tatua este în aeroport. Bine, nu văd, te măscărește! Îți spun că te măscărești, ești proastă! Nu vrei să înțelegi? Mi s-a părut că e Bebo. Și că Băsescu s-a necat cu whisky când a aflat cât a lucrat Serghei Mirza. Ăsta, uite, scrie unul aici foarte deștept, bravo. Ăsta e subiect de Elodia. Dacă era OTV-ul, da. 3 ani aveam subiect la televiziune. Uniunea Sovietică a atacat Cehoslovacia în momentul în care a aflat că Serghei Mâncești. De nervi. S-a făcut Brejnev al dracu de nervi. Băi, nu exista revoluție în 89. De fapt, tot poporul a ieșit să-i apere drepturile Serghei. S-a prins că lucrează Ceaușescu. Ce râde bouă ăla? Proză, nu te dai! Păi tu te drață de idiot! Ce râde de bouă? Dacă e prost! El caută măcar pe glon să-l facă, să creadă. Nu mă, dar cum să spun, dacă spun, bă, chiar Anca, mă credeți. Am o mare rugăminte. Dă-i cățelul să lămurească pe cățel, că bă, la poate crede. Doamne! Ce ți-e dat să auzi? În viața păi asta? Păi când avea el 20 de ani, tu aveai câțiva. Păi nu contează, bă. Nu aveai cum să știi. Dar, păi știu acum. Cred că și cu barbul de la... Ia, cu cine? Cu cine, mă? Cu barbul? Cu Tudor barbul? Cu Tudor. Stai cred că pe Tudor îl sun acum să-mi bag pula. Deci, dacă spune ăla că ai lucrat, ce faci? Mă sinucid. Mă duc și mă culc instantaneu. Uite dracu de aici. Ia mai caută cu cine mergi. Machia a murit? E doar la rândul. Proastă e asta. Machia a murit. Vezi, auzi bă, vezi, poate știe Cheche ceva. Cheche Ducescu. Da, a poate murit? Știe ceva. Murit. Poate Zaza. Murit. Murit. Poate Pavel. Murit. Pe atunci păi și să știe veți. Tu ce mai stai mâncați în suflet? Valentin. Valentin e murit. Și ăla. Păi Brucan a murit. Vermau, în condiții grele de muncă. Tot s-au pus. El de aia noroc. Dar era, erați mineri, mă? Băi, erați mineri, mă? De-ați murit așa repede? Băi, nu, el bă, nu. Pe bujor și eu am sunat. Sigur i-a spus tata. Ăla știe. 100%, dar cu ce? Sigur i-a spus. Cu ce gura vorbesc? Pe cum zic, tata? Cu ce gura vorbesc? Ăla e sigur. Da, mă, pentru așa ceva merită să scazi orgoliu. Nu, 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 nu. Bă, e o chestie... Ăla e din singurul oameni care poate să te pună mărturie. Nu. Este o chestie epocală. Nu știu. Și Jean știe. Nu. Și Michi. Nu, e că era pe șef. Nu, că eu munceam pe ascuns. Era pe șef. Era cu acoperire. Auzi, bă. Era minicalist. Bă, dar am urcit, bă, la mărte ca proastă. Nu te dracu. Că la Brucan la vrut. Bă, nu mai insista, bule. Că mama e moartă și aia, tu ai zis, băi, mai moartă. Mama e moartă, mai era asta la altă. Asta nu știe că era ocupată cu Onuța. Nu cred că știe. Cine, tanti Mimi? Nu, mama e. Da, auzi, mă, Serghei. Întrebăm pe Nici. Ia întrebăm, mă, frate, hai să vezi că dacă știu. Eu nu pot să sun la ora asta. Păi dă-te în căcat, așa. Zi, domnule. Bă, am vrut să te întreb ceva foarte serios, să-ți dai seama. Nu mai mă întreba, lasă-mă, zi. Bă, nu pot să-mi adun gândurile, bă, frate. M-a șocat atât de tare vestea asta. Asta e mai tare decât încărzirea globală, mă. Aia nici nu există. Nea Serghei, pentru că a muncit numai în weekend-uri, de-aia nu știe lumea. Și a intrat la ore suplimentare plătite dublu, de aceea s-a ajuns la 3 săptămâni. Bă, dar cum mă cânt de nimeni, bă? Tu-ți dai seama ce aureolă mi-ai făcut, bă, băule? Aureolă! Că cam aș pe aureola ta de băule. Bă, prostule, dacă-s...
Mai bine taci, nu te mai căsni. Bă, da, mă, că dă rău. Când crezi că te mint? Eu am înțeles. Vrei să zic, și cum lucrai, Serghie, și cum lucrai, mă, ia spune. Serghie, ia zi-mă cum lucrai. Cu mânuțele. Cu lopata? Cu lopata sau cu? La grafică. Da, ce? A, da, mă, că era pictor. Grafică. Șeful, nu, dar la... când ai terminat facultatea? Înainte să o încep? Da. Păi dacă la 20 de ani, până la 18 înainte, ani, mă, liceu. Deci a terminat-o înainte. Păi erai student, înseamnă. Ai o făcuse des de treaba ta. O terminase, a început-o Gheorgheu, deci facultatea, și a terminat-o Ceaușescu de construit. El ce să mai termine? Păi nu, dar la 20 de ani, Ana, la 20 de ani normal era student. Făceai practică la televiziune, poate. Ai considerat că ai lucrat. Păi n-am deci, la 20 de ani. În birou se aflau următorii. Mache. Cheche. Cheche. Anca Brucan. Anca Brucan. Dusă și asta. Și Nicolae Sârbu, grafician, morșelor. Bă, dar n-ai niciun martor în viață. Păi dacă a murit tot, ce problemă să fac eu? Păi și tu de ce stai? E vina lui? Păi, ei m-au lăsat pe mine să povestesc cu lucra voi. Nu. Ia, că îți fac și eu cum îmi fac și mie. Ia. Deci nu corespunde vârsta. Ai terminat liceul la 18 ani. Ce a terminat? Liceul. Mai fi serios. Mă, l-a terminat tataie. Așa. Că ești proastă, cum l-a terminat tataie? Și... De când învățam, tu nu aveai... Eu zic că mă tâmpelea acum. Așa, după care te-ai înscris la facultate, ai dat examen, ai intrat, da? Care aia ține vreo 4 ani, să și? Zicem. Și ce am zis aici? Păi de ce ai terminat facultatea la 22 de ani? Ei, nu, stai. El a început școala la 6 ani. Nu, bă, el a început școala la 6 ani, a terminat-o la 16, că era geniu și a dat 2 într-un an. Da, așa da, păi așa nu corespunde vârsta. Păi... N-aveai de ce să lucrezi la 20 de ani, că erai student. Să-și întrețină familia, de-aia lucra. Avea greutăți familiale. Da. Să hrănească ursul din Foișor. Bă, bă, chiar să-ți spun, dar... Mă, pe cine suni? Pe cine să suni? Sună și tu la mitropolie să-ți dea legătura cu unul din ei. Bă, da, boi, mă, cum dracu poți să te faci de căcat singur în halul ăsta? Bă, da, am urcat să n-am urcat. Mă căcați, bă, că nu pot să mă demonstrez. Nu știu ce am urcat, am urcat. Hai că ai început să o drept, nu mai sunt 3 săptămâni acum. Dovada. Poate a fost mai scurtă perioada. Bă, a fost și weekend-ul. Și un an am urcat acum. Serghe, a fost și weekend-urile. Nu asta era perioada aia când te pândea Ceaușescu să te ducă la pescăruș și te duceai la televiziune. Bă, dacă, dar nu știu, mă, ce să sun. Mihai Bujor știe, sună. Sună-l, mă. Nu sună-l, bă, pula. Sună-l pe Iliescu și îl întreabă el. Ia sună-l pe Lidia, ia scrie Lidia. Da, și Lidia... Că Lidia ce aminte că urcam la televiziune. Da, sigur. E, că ea se scura odată cu tine să te că știa că n-ajungi. Băi, bă, mama mea. Și... Mama ei zicea, Lidi, Lidi, du-l pe... Prost, la serviciu. Păi nu, trecea, când pleca de acasă, trecea pe la triunul să-i da pachetelul. Să ducea... Și dacă am lucrat, mă? Tu te dracu de aici. Rog, dacă mai există cineva, de la televiziunea română. Dacă mai e cineva în viață, să te trebuie. Să ne pună mărturie în favoarea mea. Nu l-am zis ca prostul, tu unde ai lucrat? N-ai băut, n-ai lucrat, dă-te-i căcat. Scoate o cană de vin, dă-te-i pula mea și tu. Uite acum. M-a enervat, mă fac putea să dai pe casă. Prostul ăsta. Eu îmi simt pe toți proști. Dacă numai cu Iulia, spunea Iulia, da, soarele meu, ai lucrat de dimineață. Că cam aș părăsări. Eu și Bozan din Uzina Vie mai lucrat. Ce a făcut Bozan din Uzina? Oh, Doamne, cât a râs. Nici nu știu cine e Bozan și cine e Uzina. Un tovarăș. Bozan, eu lucram cu Bozan. Nu știu, frate, n-am auzit. Pe lucram la turnătorie. La turnătorie de ce? De informații? Sau? Nu. Și a căzut ăla și a tăiat picioarele. Și a pus proteză. Bozan. De Zaharia Stampă.
A, fițear alea, să știi că nu... Dar nu era de Zaharia Stancu, era de Alexandru Zahia. Nu contează cine a scris-o. El, care nu... acum e Calderon. Sigur, și acum e Calderon. Și era important că a lucrat cu Ozan. Uite mă, Adrian depune mărturie. Ai lucrat la Fără Frecvență. Bă, prostul. Dacă ce-a spune omul. Bă, dacă am lucrat, te fut în cur. Homosexualul, drept. Uite, Ciprian zice, sculați voi oropsiței muncii, așa începea ziua lui Serghei. Ciprian, dă-te în pula mea. Cică, Paule, într-o lună, Serghei, al nostru, a fost și pionier, a luat și bancul, a ieșit și la și se juca și cu ursul în timpul liber. A ieșit și la pensie. Bă, dar cretin ești, nu? E și cu făt frumos. Cretin poți să... Da, mă, proastă, pentru că eu creșteam într-o zi, cât creșteau alții în 24 de ore. Eu și mai zicem... Și că într-o zi, cât creșteau alții în 24 de ore. Pulata. Știi ce mai creștea ca mine? Grăucean. Iarba. Grăucean. Ești, bă, Grăucean? Da, ăla. Cu ce s-a bătut Grăucean? Mi-e rău, definitiv, să mă... Adu și-mi o pastilă de aia de-a ta, Ursache. De-aia de-ai luat dimineață. Aia e bună, la ai luat de dimineață. E ca de mâna lui aia. Adă și mie, că nu mai pot. A? E ca de mâna lui. Să schimbe mâna, care-i bună. Da. Bă, asta e... Câte mii de la trebuia să mai fi făcut o mie? Asta e maximă. Ăsta. Câte avem? Dar cum ți-a venit ție în cap să captezi atenția auditorului, da, să debitezi asemenea teoremă? Eram la toaletă și am auzit cum am lucrat și pe urmă a început ăsta să așa și am zis că n-am auzit bine. Cum ai spus? Ăsta. Domnul ăsta. Domnul Brinchi ăsta. Nanic. Nu mai e cântător. Pișama și pe Nanicu. N-ai cum pentru că n-ai lucrat, Sergiu. Dacă lucrai altfel stăteam de vorbă. Cât era acolo? Câte erai cu 1100. Dar nu văd până n-ajunge la 1100. Sunt pe câinele pe acolo? Da. Câinele la servici. Câinele la televiziune. Du-te, bă, spargele-n afară și bagă acolo, că mi-ți-am cu fric. Să facă și ursul. Nu-i încur pe ăsta. A râs ca prostul toată seara de mine, m-a chemat, să mă luați la mișto, erai tu, era tovarășul tău și te-a trădat. Aseară tovarășul meu, dar și te-a trădat ca un căcat. Că-i bat pe aia dacă se ia de noi, ca aia, că să am geaca. Te-a, te-a trădat, 5.000 de te-a trădat ca aia, un da. Căcat. Ce faci, mă, acolo? Ce făceai acolo? Ana, hai mai pune-ne o întrebare. Te rog frumos că... Cred că nu mai ești poate treaba. Din această... Păi eu de asta vreau altceva. Schimbă... Informația. Schimbă, te rog frumos. Zi ceva. Dar uite, el acum se gândește și pe cine să întrebe. Exact pe cine să... Da, da, pentru că dacă am lucrat... Întreabă-mă pe Lidii. Întreabă-mă pe Lidii. Nu răspunde. Nu răspunde. O întrebăm dimineața. Păi, dar nu poți să rezist până dimineață. Cum o să dorm? Te sacrifici. Nu dormi. Ce că Serghei ți-e dor de minutele muncii. Dar și ăștia care spun întrebări, prietenii tăi sunt niște lepre. Bă, dar ce javre de oameni, nene. Bă, dar nu mai ținut cu mine, mă. Bă, dar numai la strâmbă. Că putea să scrie unul, doi. Bă, te-am văzut toată. Mergeai din stație. La etajul 5. De la 31. Vrei ce se scrie birou? Nu, te rog frumos, lasă-mă să beau apă. Lasă-mă să beau apă, Serghei. Nu, a sunat-o pe mama, dar săraca e bătrână și suferă, are tensiune, are... Dacă o să audă că ai lucrat... Faci pariu că știi că am lucrat? Tu-te, dracu de idiot! Hai că ești imbecil de finit! Ia râde! S-a prost, bă, să moară mama! Bă, ești idiot definitiv. Ce ești fără... Ăsta, mă, bă, ești fără acte, mă. Deci nu, ești irecuperabil. Bă, prost sunteți, mă. Cu cine sunt eu, mă, mâncația și pula, dacă nebunesc? Intră, mă, pe... Goagă. Ia intră pe televiziunea română. Pe Goagă. Intră la grafică, în cean. Ana, intră la pe, intră pe grafică. Nu stai cu cifrele și cu ani. Și când avea el 20 de ani, scrie acolo, Serghei Mizil, ia 20 de ani. Grafică televiziunea română, nu știu în ce an. În
Persoană amigdală. Ăsta știe. Lasă-l pe prostul ăla. Bă, ăla știe. Anca răspunde că Migdale știe sigur când a lucrat Serghei. Intră, mă. Intră, nu ne arată, domne, ce crezi? Ba da, că îți spune cine era angajat la grafică. Ei, nu-ți spune. Grafică televiziunea română în anul... Bravo, Țapu, bravo. Ce-a zis? Sigur Migdale știe când ai lucrat. Închide-te, rog, că îmbroiază ăsta. Închis. La mine, uite, sună mama și mi-a trimis mesaj că știe când a lucrat Serghei. Bă, măcar tu nu râs. Dacă scrie acum... Dimineața când tăcucu Serghei pleacă la lucru. Bă, nu mai căuta, bă, Iulia, ce dracu te-ai după idiotul ăsta. Zic că am lucrat amândoi. Uite, scrie, bă, în cea... Grafic în ce an ți-am spus 70? Eu? Ești născut în 53? Și că am căutat pe Google Serghei locuri de muncă și mi-a dat niciun rezultat găsit. Ba da, mă găsești. Bagă televiziunea română în grafică. Televiziunea română caută profesori pentru ocuparea următorului post. Grosești, calculator, grafică, departament, mă și comunicare. Grosești, ia că aplică pentru Serghei. Păi, cred că de când lucra Serghei, tot caută ăștia și n-au mai găsit al doilea. Pișeama și puteți că-l face cu tafarza, mă, că te dai cu el. Ia zi, mă, țigane, ia mai zi, țigane. Stai, mă, găsește-a. Cum era când urcai tu cu liftul de la parter? De cine lucra la grafică în anul respectiv? Țigane, ia zi, mă... Cheche Doicescu? Țigane, ia zi, mă, când... Nu, nicio legătură, nu dau din anii. Eu am scris din anii 70. Țigane, ia zi, mă, când urcai tu cu liftul de la parter la etajul 5, unde era terasa. Ia povestește-ne, mă. Care terasa? La etajul 15, era gol. Nu se mai trebuie să știe. Nu, cred că e proastă, nu știe. Cine? De ce nu-i de vârsta ta? Ba, dar nu știu dacă știu ce aminte. Da, da. Păi n-are ce. Deci... Anca, dă-te în slobos de aici. Ia să o supă cineva. Serghei, cred că toate opțiunile... Stai că asta nu-i proastă degeaba. Toate opțiunile s-au dus. Zaza-i dus, Pavel dus, Cheche dus. Vedem dacă dus. Ne zice Lidi, dacă nu ne Gina zice să Gina. Să nu fie matoală. Și dacă e matoală, o să zic că am lucrat. O să țină cu mine. Dar chiar sunt curios dacă știe Gina. Ce că l-am văzut eu, dar m-am născut în 95. Ce zice unul, singurul an în care a organizat TVR-ul și Revelionul și vara. Când a lucrat ăsta. Sunt... Bună, rău și asta. Ciprian. Sex. Ce? Nu știu, mă, scriu ăștia. Ce, mă, Ciprian, prietenul tău? Nu e Ciprian, mă, că nu e de merge, sunt prost. Păi poate și-a luat cartelă de România. Nu mă văd niciun vineri. Și că s-o sune pe doamna profesoară Verișoara. Pe cine? Pe doamna profesoară Verișoara. Nu te mergi, cine poate să știe? Sexul? Mamă, nu mai ești mecher. Proastă lume. Ia stai să-i zic, mă, că sunt pe... Gina, Gâine, da? Gâine, da. G... Și cum fac eu după aia? Pauză, pauză. Nu. N-am pauză. Păi vorbește cu gura închisă. Pe cine suni? Nu, mă, să nu știi cretin care nu vreau să răspundă, e morții, mă. Gâi. Nu, gâi. Nu vezi că nu face. Uite aici e eu. G? Păi apasă de trei ori. Că poate dată s-o nimeri o dată. Mă, că stau în mânt. Hai, mă, că îl încezește emisiunea. Nu am și eu pe... Zi, Ana, ceva. WhatsApp. Ce fă? Mă, sunt un căcat în continuu ca prostul, da, un căcat în bol. Gata, Gina Stoian. 07. Gata. Dar nu-i spui numărul. Nu. Pe live. E proasta asta, bătrânul, ce-ți facă? Dar nu dormi femeia? Gino!
Ce nu? Îți aduci aminte când am mâncat eu? Nu mai plecam cu un dolar! Ia începe! Niște proști, bă, cu Brinchi, cu Nicolae Ceaușescu. N-am lucrat la televiziune, eu la cu cheche, cu aia la grafică. Zi, nu mai râdeți, bă! Ia, gata! Culică, sârbu, poftim, mă, proștii de-aia acum. Păi poate te faci că vorbești la telefon. Da. Păi stai, că da, sună un cretin, că vreau să mă văd speaker, poftim. Lică, sârbu, cum ați o cheche, machești cu ea. Vorbește, mă, cu ea! Cum să pune pe speaker, mă? Ai, nu știu, mai bine să nu intri. Gino, stai așa puțin, nu închide. Dă la Ana, dă pe speaker, ca să vedeți. Ia. Cu cheche, cu mache, că ziceam ce v-am spus eu, proștii de-aia acum. Da. Zi, Gino, cu cine am lucrat, Gino? Lică Sârbu, că e Docescu? Da, doamnă, dar nu la pescăruși. Vorbeam de loc și de muncă. Și cu Alu, acum îl chema Alu, Brucanu, cu Anca. Brucanu. Am lucrat la televiziune, că căcați ăștia mor de râs aici ca proști. Am lucrat sau nu? N-am, mă, pizdă, bă, bă. Și cu ce lucra, doamnă? Bravo, bravo, Gina. Stai să vadă oamenii cu... Că oamenii nu știu ce am vorbit. Am vorbit cu directoarea de producție de la televiziunea națională. Să pup mâna, că... Da, pupă mâna suveranului. Bă, râd ăștia ca proști, ăștia lucrez. Eu când lucram, ăștia nu știu nenorociți, mă. Sunt cu proasta de Ana care moare de râs, că proasta când am lucrat. Țească cu cheche, Doicescu, da. cu Lică Sârbu. A, bă, ești, bă. De ce nu te duci mă lângă colegii tăi? Nu mi-ai zice că ai plătit-o. Auzi ce lumea acum că scrie acolo, că te-am plătit ca să spui chestia asta. A, bă, că spun că am lucrat, ce dracu. Da, dar am plătit. Da, am plătit. Hai. Și ia povestiți-ne, doamnă, cum lucrați. Hai, babă, culcă-te, hai, pa. E manevră, mă, te dracu, de aici. Da. E manevră, îi dat SMS înainte. A spus Cheche Docescu. A spus... Păi alții nu erau, mă. E Lică Sârbu, cum ți-ai? E Blatu, oameni. Păi dă-mă și alte... Alte lichele nu erau acolo. Cu cine stea sugeze pe tine? Ai luat-o în gură. Cu Bocănesc. Ia trimis-o mesajul Gina, să zic. Ia trimis-o, bă, du-te dracu de proastă, dracu. Așa este. Acolo. Bă, dacă m-ați ținut, uite, Gina, mâncați aș gura, ziceți-mă cum mă vedea aia, cum veneam eu. Singura care n-a murit. Și bărbați s-au murit, toată l-a murit. Singura babă care a rămas de ziua mea. Aici m-am spus, cum veneai tu, ochii tăi și făceai grafică acolo. Făceai grafică? Nu. Uite, Ciprian, bă, nota 20 cu Ciprian. Știi cum ai vorbit tu cu asta? Te cum? Sună unii care mă sună și pe mine, da, dar, pe de am 10 numere, să-mi bă pula mama lor. Păi tu nu vezi că... Păi da, și mie îmi dă așa. Să-mi bă pula măta care mă sună în continuu. Bă, poate-i cheche, bă, boule. Da. Tomache. A, să mă smuți. Ia ce mai zic aia care îmi făceau toate vorbele astea? Uite, a spus sapul foarte bine. Ai vorbit cu aia cum îl sună pe el Putin. Bă, mânca faci gura, a spus numele care v-a spus eu, care să o scoia. Păi sunteți Blad, bă, e Bladul. Lică, alte lepre nu erau acolo, mă, cheche, machi și pachi. Păi eu când lucram, eu, bă, voi n-aveați păr. Of, Doamne. Trebuie să uită la emisiune, mâine trebuie să-i facă plata. Mă, dar, doamna, care ești proastă că spun că am lucrat cu ăștia? Păi de unde știu toate numele alea, din cur? Nu de la pescăruși, că erau... Colegi de sprit. Erau la pescăruși oamenii. Ce făceai? Ce constă? Ce înseamnă grafica? Mergeam la un birou și nu făceam nimic. Fără cătărică. Am înțeles. Coboram jos în bar să beam vodka la televiziune. Nu știu că era barul celebru la televiziune, să beam multe dracu aici. Ce zic ăștia, mă? Ce mai zic frate acum? Râd în continuare. De ce să râdă? De în pula mea, că a spus Gina exact, directoare de program al televiziunii română, a spus exact numele că le-am spus eu. Băi, Gina, du-te, mă, dracu, de aici. Ciprian e agitat că nu cunoaște doamna. Păi cine? Gina și mai cum?
Același număr mă sună și pe mine. Ești cretină. Ia, 36, da, domnule, am 200 telefoane, 5 telefoane. Dar cine dă totuși? Niște cretini care... Dar de unde ne-au luat numele? Eu sunt tu, de, tu ai dat număr dacă te suni pe tine. Or fi de la birou. Nu te-a rămas prost. N-am spus Gina exact cum ți-am spus eu. Gina care mea? Gina Stoian este directoare de program la Zima. N-am auzit. La televiziunea română. Hai de căcat. De vârsta, imam, cât a, am eu cât are și ea? Nu, mai puțină. Cât Adriana. E 60 și ceva, adică nu e un copil. Acolo. Ți-a spus, Cheche Doicescu. Am înlăsat dacă eu știu pe cine ai sunat, te dracu de aici. Uite, se vede Serghei, că Serghei e nervos, că nu-l cred ăștia. Eu te cred, Serghei, că și eu beau. Bă, eu v-am spus, a spus femeia aceeași numai că l-am spus. Cine, mă? Am uite. Cheche. Ce femeie, mă? E hermafrodită, de fapt. Unde? Ei, mă aude, că știe că glumesc. Cine mă cunoaște. Îți văd aia doi. Asta a fost, asta a fost lovitura de pe... Uite, zice Daniela Nicolae, zice felicitări, Ana, pentru cea mai bună emisiune până acum. Domnul Serghei, eu vă cred că ați muncit din fragedă pruncie. Să vede pe fața lui cât a muncit. Păcat că nu vedeți ce papuci are domnul Serghei. De cuie. Că eu îl cred pe Serghei, că și eu și Brinchi suntem pescari. Bravo, bravo, bravo. Bă, mă doare în cur. A depus femeia mărturie. Cine e, mă, femeia? Să vedem, știi pe cine ai sunat? Dacă ai sunat vreo lepră de-a ta. Păi știa numele mele? Că ce a lucrat? Păi astea singurile trei nume bagaboate în televiziunea aia. Alte lepre nu erau acolo. Dar de ce n-a spus femeia asta? Vornicu, Bocăneț, eu mai știu care. Păi bărbasul, Maximilian aia. Bărbasul așa, ia, ia. Alioșa se spune, măi, Dihanie. Alo. Ce vrei, mă? Alioșa se așa. Unul ce mai tare. Așa. Cameraman din cu Valentin și la televiziunea română. Așa. Așa. Nu contezi lucrul ăsta. Și eu acolo lucram. Tu ce legătură ai avut? Aveam un birou. La etajul 5. Și că Penina o mai cheamă și Gina. Mote, mă cuvânt scos. Pe ce nu-ți văd? Mihaela de la cameră? Seara de-abia ridica lingurița de atâta muncă. Ce mai faci acolo? E impresionat. Sunt, sunt oripilat. Sunt oripilat. E impresionat. Îi curg lacrimile. Ți-a spus femeia exact. Nu. Dai dracu că ne cunoaște. A spus femeia numele care am spus eu? Bă, ne cunoaște de 50 de ani. N-ai avut timp. Du-te dracu de aici. Păi am... prea mic. Bă, prostule, eu am lucrat ca și unchitul, ca și 14 ani lucra unchitul. Eu am lucrat înainte al unchitul, la 13 ani. Da. Păi l-a plecat cârmaciul la 14 ani lucra, eu la 13 ani lucram. Spune-mă lucros că s-ai născut mai târziu. Poate ăsta crede. Ce să crede? Tu ai lucrat, Vlado? Iuta, m-am lăudat. Dar eu m-am lăudat că am lucrat. Nu văd de treaba mea. Se vine de Ciprian mesaj vocal. Tu odată pe lună la birou și acum, odată pe lună. Deci a durat, a durat, nu știu. Nu vorbit tâmpenii, fără să gândești. Aoleu. Spune tâmpenii. Uite, al nostru Serghei la TVR. Ce faci, domne? Ăsta ia prăjiturile în continuu să moară mama. Da, sale mele, mă. De unde se scrie pe ele? Da, mi-a lăsat mama cu lanță. Eu nu mai mâncam încă de la ala râzeșe. Bă, faci diabet, mă! Serghei, mi-a scăzut glicemia când am auzit vești cu tremurătoare. Deci nu mă crezi, prostule. Nu, drag. Păi dacă te cunosc de 50, dar când dracu ai muncit, mă? Înainte să mă cunoști. Când avea exact, da, că acum are 70, deci acum 50 exact, atunci muncea. Exact. De-aia m-am avut ghinioși, nu s-a cunoscut. Că era la muncă. De-aia m-am avut ghinioși. De-aia nu m-ai cunoscut mai devreme, că eram ocupat cu muncă. De-aia am avut ghinioși, dar cunoscut din prima. Că erai ca azi, tu la muncă.
Era ca arbitru bun. Când m-am stat de muncă, te-am cunoscut. Când veneam acasă, tu erai la muncă. Da, în sfârșit a avut timp. Și dacă te interesează exact așa, pe doamna asta cu betonul ăsta de câine lup, cred că eram în ultima de facultate și... Ca să-și plăcă ai oprește-te, te rog eu frumos. Te-ai făcut suficient de căcat în seara asta. Oprește-te. Și făceam un gen de practică. Și că de aceea i-a zis de acum jumătate. Deci n-ai lucrat. Că tu nu lucrai, tu făceai practică. Deci n-ai lucrat. Era muncă voluntară. Aveam o legitimație, ești cretin. Deci, uite ce zice, de aceea i-a dat Elena Ceaușescu batalion disciplinar să-l oprească din muncă. Băi, băi, semnatele. Să lansase de o viteză muncă. De-abia a pus pădarea la frână. Frunarul a muncit cu satelitierul și cu Saiuz. Că cam așa nu a fost. Nu te dragul de ce ne-am prost. Prostă și mici să moară mama, nene. Și cu izmenele aia pe tine. Arată ca prostul, mă. Uite-l pe la ce mici. Parcă-l văd. Era ca și copilul ăsta care înoată cu viteză. Nu putea să-l trupească. Nu face numai. Ce spune ăla? Când mă putea struni. Era cum e copilul ăsta, cum îl cheamă, mă, cu înnoată, înnoată, că disperat. Nu-l putea spruni cu Ana Leana, era ca la, ca pe hipodromă. Nervos al dracu' prost. Bă, dar ce proști oameni sunteți, bă. Și atunci tu când te duceai la muncă, Ceaușescu s-a ascundea după pomii aia acolo, în intersecția aviatorilor, și te trimitea, nesimțitule, du-te la pescăruși. Du-te la Atlantic! Nu mai vorbi așa, că nu ți că sunt alcoolic. Că beam de mic. Ce prost de om ăsta! Dar cum râde! Am tot duși, mă! Începam să plimba câinele după el. Da. Dar ce l-a satisfăcut pe chestia asta? Da, l-a întreprinsă. Un pou, nu, dar chiar am muncit. Ana, mai vrei un sus ceva? Cica, Paule, da, mai vreau și eu. De care vrei? Din aia de portocală. Paule, Paule, Serghei nu a mai venit acasă din decembrie. O fi la muncă. Ce nu de afară? Nu de afară, dar ce-i în capul lui cu lui? Are capul mare că de multe imaginații. Bă, dar mai ales atâta de ce e mintea lui? Bă, cred că și Nicu săracu mi-a să-și organizat de să vânt de mor. E fost la muncă, bobule? Ce prost de bobă să moară! Stai, hai că până la urmă și-a dat seama că el era de fapt la practică. Nu era la muncă. Bă, dar ești cretin! Bă, o să mă urmărească marazma asta toată viața, că te duce tu la muncă. Ce frust ești, bă! O, mi-e rău. Aoleu. Uite, s-a apucat și madame lui Lu de băut. A cedat nervos. Mai avea un risc cu gheață. Și, dar ce-o fi de... Fără că de râma. Ce-i așa? Ce-i așa de râs în capul tău? Pentru că te cunosc de 50 de ani, dobitoc. Și știu cine ești. Mă, de ce râzi? Pentru că este... Am încercat așa cu munca, dă-te emoții, mă! Pentru că e cea mai bună glumă pe care ai spus-o vreodată. N-am muncit eu. Ce râde, vrei bun? Să dau în primire când munceai ca monitor? Firea, dracu' de prost. Și furai benzina din bac. Și toți paraile, toți nemții, toți aia. Deci te-ai impresionat asta.
Bă, da, sunt mișcat Ana până la lacrimi, să știți. Eu nu am vorbit să ați făcut, da? Dar am zis așa, nici măcar am spus gluma, am spus că am muncit. Și eu că e gluma. Îți dai seama că nu poate să fie serioasă treaba asta. Dacă spunea că-s balaul, că am futut, că am mâncat. Ai pus și la prăjiturile alea? De planta ce de râșiturile. O fică aia de la, da, 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 da. De la televizor, că le-am băgat, le-am fi băgat în soase. Parcă am spus că am futut, că am omorât lumea, am muncit. Pe asta știe lumea că nu e adevărat, dar asta cu munca e maximă. Asta e să-mi bag picioare dacă nu. De abia aștept să vină dimineața să vorbesc cu Cora. Dar nu știu cum să-i spun, să n-aibă vreun șoc. Cine a dracu cu munca? Doamne, e mare Dumnezeu ăsta, nene. Îți aduce surprize moment cu moment. O să vină unchii tu în seara asta, pe aici voi la tine. Ce-ți futu-s câinele, mă, tine? Pe ce care un centimetru? Unchii mei soții vorbește cu ursul. De ce? Tovarăș. Ursul cu Iulia sunt ăștia cu bântuiții, cu păscări. Nu, crezi, nu crezi. Întâmplă. Ce, da, era un, era fost șoase ani, era pe aici, era cu mine, mă, că la pe aia. M-a întrebat, unde e ursul? Doamne, sus ea. Nu te-a întrebat, da. Unde lucrezi? Ce, mă, da, unde lucrezi? Ia uite, mă, ce spune, ce spune omul ăsta, Adrian. Cotele de pariuri dau cotă maximă că ai muncit. Aia vezi, poate... Pucnesc că așa BBC, CNN sunt în breaking news de o oră. Facă ea ca, ca blicările. Bum, 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 bum. Nicolae Ceaușescu, Făurea o țară, Serghii, Făurea TVR-ul. Da. Ăștia doi au fost doi titori. Bă, dar prost e ăsta. Păi te dracu dacă te cunosc. Spune-mă lui Ursu. Ei, bă, Ursu, și nu ziceam eu. Niciodată. De timpul mea și tu. Măcar zici tu că am muncit și eu zi două. De fapt, el a făcut practică. Ca și noi toți, de altfel. Noi toți. Că mă, se mă, se dar cartea ta de muncă mi-aș tatou. Deci dacă mi-aș tatou. Păi n-am cartea de muncă. Dar ea, îți spune tu cum, cum crești tu la televizor. Cu mine o dată? Ați lucrat în aceeași perioadă, ați fost colegi de... Ai zis că ai lucrat la televiziune, cum? Bă, ați fost colegi de ascensor? Da. Cum, cum, unde mergeai în vizită? La cine? Ei, la Țopeasca. Țopeasca? Stai, mă, Țopeasca, fiindcă eu mă stați mult de mult. Te pensionați de deja. El se lăsase de muncă înainte să se apuce. Înainte să se apuce. S-a pensionat de și Tasu nu a apucat, nici Tasu m-a apucat. Bă, uite, Ciutacu a dat cu capul de masă când au zis că Serghii a muncit și a aruncat și ochelarii. Jură-te că e Ciutacu. Gogoașe spune că a văzut pe România TV. Hei, a văzut pe trecul ăsta. Uite, bă, ce, ce spune Ana Gogoașe. Da. Ce mă bă? Noi pierdem. Păi seama, pierdem azi. Știi care e toată pilda? Mm. Voi râdeți și eu am muncit. Da. Ce ți-mi dă? Bă, mi-e rog. Dar nu râd, eu nu râd că am muncit, eu râd de râsul ăsta. Și chiar am muncit. Dar chiar ești idiot, ții, o ții prostie așa. Bă, ți-a spus Gina cu cheche cu... Cu cheche cu mache. Și cu lică se bun. Și că deja toate țările europene au decretat 3 săptămâni de muncă pe an. I-ai băgat în ceață pe ăștia cu Uniunea Europeană. Dar deși mă crede ăștia că eu am muncit. Nu te uiți la tine. Vrei să-ți scrii birou? Să-ți descrii birou? Nu. Păi nu, nu că mă apucă plânsul, te rog, eu vreau să știi că sunt nostalgic. În primul rând că făceam colaje. Ce făceai? Mihaela, nu știu. Păi ce-a făcut? Nu, ăsta ori e idiot, ori e idiot. Oricum spunea Ana Paul, cretinule. Când îl vedea Ana Paul așa se bucura, cretinule.
La Linta. Pe doamna, te rog să întreb pe doamna Cora, dar să filmezi. Pe aia nu cunoșteam un prost aia, pe aia când munceam eu. Da, da, de aia că dacă... Ce faci, mă? La vârsta aia nu mă prea. Ce, doamne, clonț? Nu mai sta la Sergei că munca se ia. Băi, glonțule, sună pe maică, dar niște ceai de mușețel unde găsim să ne liniștiți, că ăla calmează. Sergei s-a angajat pe 1 aprilie. Și am muncit până pe 2. A ținut 3 săptămâni în aprilie, în anul ăla. Mamă, deci Gina a trebuit, o să merg la televiziune. Așa. Să-ți coți eu. Faci pariu că sunt în state acolo. Păi trebuie să fie în arhivă. Bă, în state, stai că nu am luat de state boule. Statele sunt state. Da, puteai fi acolo. Puteai fi în state. Pute. Păi, dar cum ai fost toată viața pe jimen? Păi mi-a dat niște bani acolo, cum? Păi, dar nu de are treabă. Treaba cu muncitul, cu treaba că ai luat bani, nu au legătură. Păi, investighează Ciprian. Deci în ce an ai muncit la TVR ca să analizeze? Este incert. Să e zic incert. Că Ciprian găsește. Dar nu știu anul. Fără Caterinca, deci cât morți. Păi, păi spune și tu între 7, să caute. Între 53 și 2003. 73. Între 53 și 2023, spune Cipriane. Între 73 și 75. Aveam 20, zici 22 de ani. Breaking news, din surse confirmate, Cora Mizil declară: Serghei a muncit și din primul salariu și-a cumpărat concediu. Nu și-a cumpărat vechinea muncă ca să iasă la pensie. Dar și pensie, mă, dar te-ai văzut. Păi, ți-ai cumpărat vechinea din salariu. De mama. Nu e adevărat. Mamă, dar prost ești din plin chisul. Du-te, dracu, de aici. De asta a fost mai... Bă, dar la asta nu mă așteptam în viața vieților mele. Cine era orice director la TVR Gepetto? Nu, domnule, era... Pinocchio. Sion Bujor era președinte. Greuceanu. Eu nu știu ce era acolo. Greuceanu. Eu l-am angajat că era amintit cu noi. Măi, ți-am mai explicat... Păi de-aia i-ați crescut voi copiii. Pe tata lui Piții, lui Jecu ăla. Da, da, ți-am mai explicat că statul de plată n-are legătură cu munca. Adică cum n-are legătură? Păi n-are, că la statul de plată ți-ai luat lovelele și ai plecat. Sau se ducea ăla... Gepetto. Ciocanu. Moraru. Folosește-ți, mă. Și poate să scrie în cărțile de istorie despre munca lui Serghei. Bă, să știi că, uite, filmul ăla mic a avut o cumpănă de asta în cartea de istorie. Scriau acolo că a lucrat în 3 săptămâni Niculescu. Dacă spunea și Mizil, îl recunoștea. Și avea cumpănă mare de tot avut. Păi tu erai un căcat cu ochii în gură. E dracu de bun. Bă, taci dracu din gură, spune altceva. Și că ne-a Serghei, zis și tu ca doamnele care au făcut prostii în tinere, ți-am fost tânăr și trebuiau bani. Bravo, bravo, bravo. Să-ți plătesc studiile. Și că TVR anunță că în ultimele 10 minute s-au depus peste 100 de CV-uri la TVR. La colaj. Ce ai făcut, bă? Pentru postul de grafician. Făceam colaj. Și cum le făceai Serghei? Ce e un colaj? Ia zic. Tăiam din hârtii și lipeam și făceam, de exemplu... Să de fapt! Serghei, ai grădinița, boule! Și cu ce lipeai? Să lipiți? Bă, aia cu hârtie lucioasă și cu hârtie preponată grădinița, cretinule! Bă, proastă, odihanie. Făceam alea în ce? Mira. Mira și toată lucrurile. Mira de reglaj, nu v-am zis că de el era făcut. Tu ce așa faci, era? Bă, ce faci, mă, la popul ăla?
Dacă Serghei are pensie mai mare decât Brinchi, mă sinucid mortal. Păi nici Brinchi n-a muncit așa cum. Uite, că un căcat, chiar a muncit. Asta de nu mai porumb. Și lumea înclină către grădiniță. Băi, Ursache, da. Eu măcar nu m-am lăudat cu atâta nonșalanță că am lucrat. Am lucrat. Nu, dar tu îmi spui, mă, suni, băi, să la muncă, tu ce faci? Normal. Pe baltă. Păi e o muncă. Hai că... Oh. Muncă, nu mai pot. Deschide păi geamurile. Păi să închidem, câte like-uri avem? Am făcut. Dar ce vrei să închizi, domne? Că e noapte. Stai că n-ai vorbit. E acel idiot care sună în continuare. E graficianul cu opera cu studiourile Walt Disney. Așa a apărut Doamna și Vagabondul. Eu știu că Mihaela era cu poliță. Eu sunt motanul de Neilă. Sunt cel mai apric motan, deși oricei nu mi-e milă. Ia fă. Ce să fac? Și cum făceai, colajul la chestia asta? De ce sunteți răi? Grădinița aparținea de TV. Bravo, țapule! Bravo, bravo! Te-ai scos! Țapule, dă-te în slobos că am ținut cu tine, dar prea mă... Prea mă încerci! Să închide live-ul că Serghei intră în tură! Lucrează de noapte! Uite, lumea a intrat în panică pe chat. Că să închide live-ul că intră ăsta în tură. Și cum lucrai în ture? Ești prost. Bă, în ture sau o nebuni? Cum lucrai? Curaje! Doamne! Când ne făcea Elmira de reglaj, care era cea mai difuzată. Bă, prost. Emisiunea era de două ore și... Tu pe care o făceai? Aia, jos era alb, sus negru și la, deci, la mijloc alb. Când apăreau, când puneau cartonile, când apăreau ceva pe televizor pe vremea aia, noi făceam de o floare, toate morții, mă, de colaje. Și cum făceai? Greu de tot. Ia arată de cum făceai. Dai seama ce muncă de concepție era. Ia, cum făceai? Cum făceai? Ia, cum făceai cu farfe ca țigară? Ia să vedem. Uite, eu ți-aduc hârtie și o farfecă și ne arăți. Făci mirea. Exemplificare. Și așa și ia, cum. Un carton și după aceea înapoi aia îi puneam pe imagine. Nu mai ești de capul ăsta. Păi singura care și scriam, nu râde. Și scriam acolo, de exemplu. Așa. Și scriam. Ce scrie? Nu știu. Dar ce scrie? Ce vreau avea la telefon? Acolo. E pe canapea, uite ce față are. Fă-te-o scâine. Băi, ce față are, da. Uite ce te rog. Tocmai s-a pișat unde dori tu țigare. Nu, mă, care plăduie. Ăla e. Nu e. Mai de capul. Ce mai de capul meu? Băi, auziți ce ăsta că lucrezi? Ce poate să se întâmple? Auziți ce ăsta că lucrezi? Nu mai doarme copilul la ora asta. Capul meu, ce poate să fie? O să facă și bebo colaje. Ana, te rog, întreabă-l pe Serghei cum a decurs interviul de angajare. Foarte ușor, pentru că era Bujor Sion, tata lui Lepra, care era rudă, fratele meu și al lui mama, fratele, am făcut greșit, fratele lui mama și al lui tata, și mi-a spus, Serghei, vrei să lucrezi? Da! Dar nu mă lasă Ceaușescu! Mamă, ce te bunează, iau. Nu mă lasă Ceaușescu. Vrei să dai cu forfecuța și să lipești? Trebuie să te dai cu forfecuța și să lipești. Aveam lipici la care avea cu rolă. Dacă ți-e rușine că nu știi aparat? Ce? Nu, mă, că deschizi TikTok-ul, ți apare un timp. A doua apă, dă în pula mea și tu bunăță. N-ai bun nimic, ai zis ca prostul toată țara. Uite, e unul. Auzi, bă, e unul pertinent aici, Serghei, checkmate. Când ai băgat-o cu scrisul, a căzut pe spate. Și asta cu scrisul e prea de tot. Da, mă, deci devii incredibil. De, nu ești credibil. Că scheam, publicitate. Ce făceai? Decupam literele și tot alea. Doamne. Și atunci a făcut lumea antenele de bulgari. Da. Câte lucruri avem? Avem 1200?
Lumea ar da like-uri, dar nu mai poate de râs. Da. Da. Deci plec timorat de aici, plec. Dar regizorul nu-i spune nimic? Ci că la aflarea veștii, Raul a devenit maratonist și capra a renunțat la băutură definitiv. Serghei apare pe generic la Teleenciclopedia. Da. Toma Popescu și Ioan Ionel. Poftim, Toma Popescu și Ioan Ionel. Redactor. Tache și cu Machi. Nu vă prostule, îl chem așa. Cheche. Cheche era vecinul meu de-l dracu. Cheche, Lică Sârbu, Mache și cu... Brucan. Anca Brucan. Așa. Colegii mei de mine. Așa. Și că cei de la Trinitas ar vrea să-l angajeze pe Sârghe. De ce râs? Să le facă un colaj. De pe celul ăla. Făceam colaje tobitocul. Da, da, da. Ești prost. Hai la grădiniță, Sârghe. La kindergarten. Kindergarten. Câte like-uri avem, domnule, că mă va apuca nervi? Nu știu, tot... Fără număr. Dar cum să nu mă cădă, mă, nimeni, mă, chiar nimeni? Chiar? Din toți adunatorii mei. Îți dă seama cât ești de credibil. Cine Sârghe în televiziune striga la fete, vino în carul meu. Cu boi. Ce mai era? Uite, mă, cu carul, bine că mi-ați aminte. Să sunăși pe ăsta. Căcatul ăla care era cu nimul care... Să sunăși pe ăsta. Tatulici. Tatulici. Sună și pe ăsta. Ia sună. Și tatuliști. Sună să vedem. Nu vor la scoala. Nici. Păi tu cu toți care pot depune mărturie. Nu mă e bine, că n-am vorbit. Am și ce vrea? Păi n-am vorbit, da. Dacă spune pe Bogdan că a trebuit Gigi. Întreabă-l mă, știe că a lucrat serios la televiziune? Mă, ăștia întrebând afară de prostia asta cu munca Gigi care... Păi asta e șocantă. Da, e breaking bun, news. Bun. N-are cum să treacă. N-are. Asta e... Da. Elodia 2. Căcat ești prost. Întrebări mai avem, domnule, că m-am plătit. Și că Sârghe pregătea discursul lui Ceaușescu de anul nou. Era Brateș cu pulover.